Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un video după ce n-am mai postat de mult. În acest infovideo, după cum o să vedeți și din titlu, vă voi povesti soarta canalului meu pe într-o perioadă de timp mai îndelungată, pot să spun așa. Adică nu știu, sunt câteva luni și dacă încă n-ați închis videoclipul și vreți să ascultați ca să știți ce se întâmplă cu canalul, ați putea să vă relaxați și să vă povestesc cum stă treaba. Oameni buni, eu am sunt în clasa 8-a, da, ok. Și în clasa 8-a există examen de capacitate la română și la mate. Și am aceste probe pe 22 și pe 24 iunie. Adică în aproximativ 2 săptămâni, cam așa. Nu, mai mult, în aproximativ 3 săptămâni, cam așa. O lună s-ar putea să nu mai pot posta. Pentru că știm cu toții că trebuie să învățăm pentru aceste examene ca să luăm note bune, ca să intrăm la liceu. Probele de desen acolo am dat cele 3 probe și am intrat cu 10, deci mai am nevoie și de cel puțin 2 de 9 aici. Faza e că acum nu știu dacă ar fi o pierdere, pentru că ați văzut doar că, bine, și voi puteți observa că nu știu, vizurile, suportul însemnând like-urile, nu mai sunt așa cum au fost într-o perioadă de timp. Deci într-o perioadă de timp am mers foarte bine, mergeam cu câte 300 de vizuri pe clip, 70, 80, 100 de like-uri. Era foarte, foarte ok. Și să vă spun cum e asta cu like-urile. Când am, după cum vedeți, am făcut un video și l-am primit și am zis că bă, s-ar putea să fie ultimul video. Când au auzit de ultimul video, toată lumea a dat like. Când continui să postez regulat, când fac toate treburile, acum nu se strâng like-uri, scuze pentru asta. Acolo nu se strâng like-uri, știți? Doar când e așa la crimogenă. Deci când e ba să închid canalul, ba să mă las, ba să nu mai postez, atunci like-urile vin, știți cum e? Deci cam fiecare e, nu știu, pe interes, dacă pot să spun așa. Și chiar îmi pare rău, adică facem aproape 3000 de sneakerei. Și chiar mă gândeam, aveam planuri, știți, pentru vară după ce iau examenele, să-mi iau un calculator ca lumea și să încep cu serii super ca lumea, GTA 5, nu știu, și pana mea, orice alt joc în afară de Minecraft. Pentru, bine, o să pun și Minecraft, vă dați seama, pentru că am ridicat acest canal în Minecraft și o să continuăm să postez Minecraft, pentru că prinde și n-a, și maker și pana mea. Dar o să avem o grămadă de serii ca lumea, o să avem fără nicio problemă CS, nu știu, GTA 5, nu știu ce jocuri mai apar, tot felul, toate jocurile pe care mi le-am dorit o să le pot juca în sfârșit în vară și le voi filma și pe YouTube. Dacă, nu știu, dacă voi mai păstra această comunitate, știți voi, adică în timp ce alții cresc și eu cresc, dar scad în același timp, adică cresc în subscriber, dar scad în vizuri și în like-uri, ceea ce e destul de rău și am rugat foarte multă lume să se dezaboneze dacă nu sunt activi și nu știu, măcar comentarii să mai lăsați, chestii de genul, pentru că vreau și eu să știu, știți cum e, cu fazele astea. E foarte simplu să te abonezi și să și e foarte, foarte simplu. Nu, e greu, nu, e ușor să te abonezi, știi? Și să pentru tine și să te ai acolo la newsfeeding, la sneak uploadat episodul cu tare, cu tărică, nu știu, pana mea. Trecem peste de mai jos și ai chestia aia că nu te uiți. Și asta e mai ușor, mai bine nu te abonezi și cauți acolo pe YouTube, vezi ce am mai postat. Decât așa, pentru că e destul de deranjant, dar bine, cu toții avem problema asta, numai că na, la mine e cu totul altceva, pentru că canalul meu e, mă rog, s-a întâmplat ceva, nu pot spune. Bă, sper că, nu știu, mă gândeam, poate mai postez așa un episod la 4 zile, mai filmez acum așa, dar în scârbă, pentru că am văzut niște comentarii care mi-au spus că nu mai am, nu știu, veselia aia pentru care filmez. Băi, și așa e, adică Minecraft, Build Battle, Me From Subs, Aventura lui Sneak, Survival Games și din nou. Da, bă, să știți că e destul de plictisitor și mai ales e mai plictisitor când vezi că îți pierzi
20 de minute pe un episod, îți mai pierzi 25 la render și îți mai pierzi încă pe puțin 30 la upload. Și nu vezi nimic în schimb. E destul de dur. Am zis, poate o să mai postez așa, nu știu, pentru cei care pot să vor să se mai, nu știu, uite. În schimb, sper că, nu știu, m-am înțeles și sper să ne vedem la vară, când, bine, la vară, într-o lună, în 3 săptămâni, când o să termin și eu cu astea. Și dacă mă veți mai urmări, o să postez atunci. Am zis, poate un episod așa, dar mai rar. Bă, îmi pare rău, nu știu, e ok. Nu știu, vă urez o zi bună în continuare. Eu am fost Nick și na, baftă în ce faceți, nu?